Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit din nou la microfon, Cristian Ivaneș. Știți bine, cu certitudine, că duminică 15 octombrie au avut loc alegeri generale în Polonia și care au adus un rezultat foarte, foarte interesant, în sensul că iliberalii, putem să-i numim așa, de la Partidul Lege și Justiție, PiS, au pierdut majoritatea parlamentară. Și președintele partidului, că aici este toată chestia despre care aș vrea să comentăm împreună, retorica asta atât de comună iliberalilor europeni, est-europeni, președintele Jaroslav Kaczynski a sugerat că forțe străine, evident, alții sunt de vină, că noi am pierdut, că nu ne mai vor polonezii așa cum ne vroiau până acum, cu toate că procentajul cel mai mare l-au luat ei, dar nu de ajuns. Ei bine, a sugerat omul că Germania și Rusia se află de fapt în spatele principalelor partide de opoziție, care pare că vor forma viitorul guvern de la Varșovia. Și vorbind vineri seara la o întâlnire a unor cluburi asociate cu un ziar conservator, susținător al PiS, Gazeta Polska, Kaczynski și-a recunoscut oarecum înfrângerea și a spus că va exista o preluare aproape sigură a puterii de către opoziție. Asta citim pe agenția poloneză de presă, pe AP. Și a mai spus o chestie care ne amintește de partidele comuniste și muncitorești din trecut. Dom'le, s-au făcut unele greșeli, o serie de greșeli, adică ei au făcut o serie de greșeli. În Polonia s-a schimbat structura electoratului și există, și aici vine esența chestiunii, există forțe care acționează aici tot timpul și care sunt în mod clar legate de vecinii noștri, și nu mă refer la cehi sau la slovaci, ci doar la germani și la ruși. Ca atare, și asta era de fapt tema discuției noastre din această emisiune, oamenii ăștia au o constantă, iliberalii, și cei maghiari și cei polonezi văd că, și asta este deosebit de iritantă pentru observatorul obișnuit, pentru că oamenii ăștia nu sunt în stare să-și asume o chestie simplă. Măi, oameni buni, democrația de fapt, ce este un mare politolog american de origini poloneze, pe care aș vrea să-l citez aici, și anume Przeworski se numește omul, și care preda la Universitatea din Chicago, nu știu dacă mai preda acolo, Adam Przeworski, și care spunea într-o carte a lui fundamentală din anii 90, Democracy and the Market se numește cartea, dom'le, democrația este acolo, e foarte simplu cum definești un regim democratic. E elementar. Democrație este acolo unde partidele pierd alegeri. Ăștia nici măcar nu le-au pierdut, chiar numeric le-au câștigat. Atât doar că nu pot să formeze un guvern, pentru că toți ceilalți se vor probabil coaliza. Asta este. Ai pierdut de asta dată, accept rezultatul, vei putea concura data viitoare, câștiga, pierde din nou. Așa funcționează mecanismul. Dar categoria asta de politicieni, Orban, Kaczynski și așa mai departe, întotdeauna au nevoie de vinovați și mai ales au nevoie de dușmani. Și atunci când pierdem sau ceva nu merge bine pentru discursul nostru, atunci, ori accepți cu jumătate de gură că
se petrec niște schimbări structurale în Polonia, cum a zis Kaczynski, ceea ce totuși e ceva. Orban n-ar fi spus niciodată chestia asta. Dar o bagi neapărat în același timp și pe aia cu forțele externe. Țineți minte Ceaușescu, agenturilii. Da, domnule, agenturilii, asta e exclus ca poporul să nu ne susțină. E exclus ca poporul să nu ne mai vrea. Deci așa ceva nici nu le trece prin gând acestor oameni care rămân tributari foarte serios mentalității comuniste. Adică noi suntem poporul, nu există ca poporul să nu ne vrea. Și când totuși se vedește că poporul nu te vrea îndeajuns, atunci sunt forțe externe, nu-i așa, care vor răul țărișoarei. Germanii, și sigur că pentru Polonia, Germania are un, cum să vă spun, o însemnătate anume și e normal să aibă, nu se poate altfel. Toată lumea știe și se menține chestia asta și bine se face ce s-a întâmplat la 1 septembrie 1939, nu, cu agresiunea groaznică a naziștilor împotriva Poloniei, cu dezmembrarea din nou a statului polonez de către germani și sovietici și anihilarea lui. Deci germanii pe de o parte, vinovatul de serviciu, și celălalt vinovat de serviciu, Rusia, bineînțeles, care toate au uneltit ca adevăratul partid patriot care reprezintă interesele adevărate ale Poloniei să nu obțină o majoritate absolută și deci să poată să formeze singur guvernul. E, n-a obținut, Polonia se schimbă, așa cum sper că se schimbă și Ungaria, așa cum sper că se schimbă în general estul european. Și discursul populist, naționalist, demagogic, sper din suflet să intre pe o pantă descendentă. Asta nu este, bineînțeles, o lecție de politologie, nici vorbă de așa ceva. Aici discutăm, pe înțelesul tuturor, unele fenomene care se întâmplă în vecinătatea noastră, mai mult sau mai puțin apropiată. Iliberalismul polonez, foarte interesant, are asemănări și diferențieri majore, mai ales apropo sau vis-a-vis de iliberalismul lui Orban. Iliberalismul lui Orban nu e religios, nu are componenta religioasă, asta fiindcă nici nu există o biserică națională în Ungaria. Sunt mai multe și deci iliberalismul orbanist e laic. În Polonia nu. Acolo există o biserică națională, Biserica Catolică Poloneză, care are niște merite și niște antecedente colosale în rezistența anticomunistă, care trebuie recunoscute. Și aici vă recomand neapărat să vedeți un film, să-l căutați, care vorbește, mie îmi place expresia asta, un film care vorbește despre, bineînțeles că expresia e ciudată, dar sună cumva, un film vorbește, o carte vorbește și așa mai departe, înțelegeți ghilimelele. Un film care vorbește despre preotul Jiří Popielușko, asasinat de securitatea poloneză la mijlocul anilor 80. Și filmul ăsta vă va deschide un pic ochii apropo de ce a însemnat Biserica Catolică Poloneză și, desigur, direct sau mai puțin direct și Papa Wojtyła, adică Papa Ioan Paul al II-lea, tot polonez, pentru șubrezirea regimului comunist de la Varșovia. Filmul se numește To Kill a Priest, omorând un preot, și în rolul lui Jiří Popielușko este un Christopher Lambert extraordinar de expresiv și de valoros în rolul, de potrivit. Merită să vedeți acest film. Și odată ce l-ați văzut, scrieți, vă rog, în comentarii cum vi s-a părut. Asta ca să mai retrăim puțin din atmosfera celor ani. Cam asta este una din marile diferențe dintre iliberalii de la Varșovia și cei de la Budapesta. Aspectul, amprenta religioasă, amprenta unei biserici naționale, care în cazul Ungariei nu există, în cazul polonez, da. Și dacă în Polonia a avut loc totuși o schimbare și vom vedea până unde merge schimbarea aceea și cum se va
modifica discursul politic polonez apropo de Europa, de Uniunea Europeană, de marile teme care sunt în dezbatere acolo, asta cred că va fi foarte anxietant și preocupant la Budapesta. Dar să nu anticipăm, toate la vremea lor, este o dezvoltare care merita comentată aici, pentru că însuși Jaroslav Kaczynski spune cu cea mai mare probabilitate opoziția va face o coaliție și noi nu vom mai fi la putere. Asta este ceva de urmărit, ceva de notat. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și le recomandați și altora, așa cum vă mulțumesc că faceți subscribe pe pagina de Facebook a acestui canal, Cristian Ivaneș Oficial se numește ea. Mulțumesc că distribuiți emisiunile prin rețelele dumneavoastră de socializare și mai ales că vă gândiți să sprijiniți acest canal și aceste emisiuni pentru a rămâne online prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers, toate explicațiile aici dedesubt, în textul din site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și ca de obicei, s-auzi numai de bine!